Vizita secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, la București a fost prilejuită de înființarea în România a unității pentru integrarea forțelor NATO la sediul statului major al forțelor terestre, un nou pas făcut de țara noastră în direcția consolidării cooperării cu forțele aliate din cadrul Alianței Nord-Atlantice, potrivit declarației premierului interimar Gabriel Oprea. Acesta a reiterat angajamentul României de a rămâne partener demn și de încredere în cadrul NATO. Aceasta a fost prima vizită în România a noului secretar general NATO de la preluarea mandatului din octombrie 2014.